Roxana Vancea și soțul ei, Dragoș, l-au sărbătorit pe mezinul Zian, care a împlinit un an și două luni. Le-a schimbat viața? Radical! Eu auzeam așa tot felul de mămii, de prieteni de ale mele, care îmi spuneau, nu mai e viață, nu mai dorm, o să dorm când face copilul 3 ani. A fost mai ușor la Milan, că nu am avut parte de colici, de dinți, de busee, de creștere, de regresie a somnului. Astea le-am aflat și eu când am devenit mămică. Nu este un lucru necunoscut faptul că în timpul sarcinii ai avut o siluetă de invidiat și chiar și după ce ai născut, ți-ai revenit la forma de altă dată super rapid. Vreau să știu cum ai reușit să faci acest lucru. Am luat pe sarcină doar 5,5 kg, din care bebele a avut 3,2 kg. După ce am plecat din spital, era mai slabă decât eram atunci când am rămas însărcinată. Eu am rămas însărcinată la 47 kg, dar și atunci știu cum mă chinuiam să mă îngraș, pentru că toată lumea spunea că o să fie greu să rămân însărcinată fiind atât de slabă. Roxana și Dragoș nu și-au schimbat stilul de viață nici pe perioada sarcinii. Făceam mult cardio, mergeam pe bandă în fiecare dimineață, câte ori în fiecare zi. Da, dar nu mă abuțeam, adică în timpul săptămânii, weekend, nu conta ce, eu făceam o oră de mers. Și cu mâncatul, să înțeleg că Dragoș avea grijă să mănânci cam ce trebuie. Deci până la, cred că pe la 7 luni, am ținut-o strict, am zis, n-ai voie să mănânci dulce, nu-i dai copilului zahăr sub nicio formă. Zicea, nu, că poți să faci diabet, la cum mănânci tu dulciuri, el mă știa pe mine că mâncam dulciuri înainte. Și atunci am înlocuit dulciurile cu fructe. Roxana își permite să mănânce absolut orice. Nu sunt un exemplu în momentul de față. Ca să vadă lumea ce mănânci. Chiar am vrut să spun că aici era un mare platou cu produse de panificație, cu mere, unelele cu mere, aici. Cu brânză și cu astea sunt cu caise. Deci astea le mănânc la o masă, ca să înțelegi. Poți să fii puțin aici în față? Eu le-am antrenat să vedeți cum arată o mămică, doi copii, care mănâncă un platou întreg ca acesta la o singură masă. Eu știu de când mă antrenam cu voi că Dragoș era polițistul rău și tu erai polițistul bun. Se aplică acest lucru și în creșterea copiilor voștri? Eu sunt omul regulilor. Copiii trebuie să aibă reguli. Nu trebuie să fie lăsați așa de capul lor. În momentul în care nu mă ascultă, intervine Dragoș. El e mai impunător. Sunt puțin mai strict. Încerc să mă impun, nu neapărat prin tonul vocii, ca să nu înțelegeți că sunt... Nu țipă. Țip, sau... Sunt e la vocea impunătoare de bărbat. Da. Categoric. Sunt categoric, te rog frumos, accept, bine, nu? La revedere. Adică el nu prea dă variante de ales. Eu sunt din aia, ta-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 
în familie. Da. Ne discutăm înainte, să vedem care, să cădem de comun acord pe o situație și apoi luăm măsurile necesare. Și aș vrea să știu cum ești tu ca tătic. O ajuți pe Roxana, te implici în creșterea copiilor, îi acorzi practic ajutorul de care are nevoie orice mămică până la urmă. Mă, e puțin mai... Atunci întrebe tine, Roxana, te ajută sau nu? Da, întreabă pe ea cel mai bine. Eu sunt de părere că bărbatul trebuie să meargă la vânătoare. Să aducă bani în casă, mâncare pe masă și mai târziu joacă cu copiii. Nu fug de responsabilități, chiar îmi place să mă joc cu piticul, cu pitici în general. Doar că atât cât îmi permite timpul. Când sunt acasă, mă joc cu ei, încerc pe cât posibil să îi ofer și libertatea de care are nevoie, pentru că dacă stai toată ziua cu doi copii, te ia capul. Efectiv, te ia capul și pe mine pică belea. Am simțit-o pe propria piele. Păi și atunci aș vrea să-mi spuneți, în general, oricum viața de cuplu este dificilă, dar atunci când intervin copii este mult mai dificilă. Cum reușiți voi doi să vă gestionați problemele din cuplu și cum treceți peste micile neînțelegeri? Cred că am trecut peste, nu? Că sunt după ce naș mai apar. Băi, să știi că la noi asta cu copiii de multe ori ne-a unit decât să ne dezbine copiii. Foarte frumos. Adică au fost foarte multe chestii în care în mod normal m-aș fi certat cu ele, aș fi dat cu ceva în cap sau el mie și prin faptul că erau copii, hai că discutăm mai târziu și până mai târziu ne trecea. A fost nevoie de adică nu poți să ieși de față cu copii, știi? Și atunci lasă că vorbim noi, stăm așa un pic îmbufnați și până la urmă ne luăm cu altceva și
am terminat, nu mai stau. Adică nici nu mai mi-amintesc după aia dacă stau să-mi amintesc de ce m-am certat, nu mai mi-amintesc. Nu mă duc după aia, după ce culc copiii peste el, hai să discutăm acum. Da, da, da. Nu, da, mai da, lăsăm da, așa, trece de la sine. Am citit un articol în care zicea că 2023 este anul nunților, nu știu ce, că cine se căsăște în 2023 rămâne împreună. Am vrut să ți-l trimit asta și nu ți l-am mai trimis, după aia nu mai știu cu ce m-am luat. Dacă vrei să o ceri, vorbești cu mine. Păi mai trebuie să o ceri odată. Și mă? A, nu știam, se mai cere odată? Ceva mai spectaculos? Mai spectaculos decât o ciorbă de curcan? Da, știi cum a cerut el? Eram cu o ciorbă în coată și s-a pus în genunchi și m-a cerut. Nu exclu, pentru că... Nu mă, verighetele la mine. Verighetele, da. Sunt verighetele. Nu exclu, pentru că eu cum sunt genul de om care te trezești cu mine că m-am măritat și afli așa. Da, adică da, eu da, la cununia civilă i-am anunțat pe mine, cred că cu o săptămână înainte. Da, o săptămână, atât. Dar un alt copil mai doriți să faceți, mai este în plan, nu știu, o fetiță, încă un băiețel? Roxana mai vrea doi. Da, da. Nu, eu nu mai. Deci eu, aici v-ați oprit, da? Pentru mine e suficient, am născut natural, Eliza. Iar Ziana decide să-și ajute părinții să nu se răzgândească. Ne-ai făcut brad. Ține partea ta, așa. Ce înseamnă asta? Spune tu, ce înseamnă asta? Mâncare. Zi, ce înseamnă asta? Ce facem aici? Am și pe față. Și așa știe că Dragoș nu suportă mâncarea nesănătoasă, așa că a spus să te ajute, Dragoș, da, și să nu mai mănânce nici Roxana nesănătos. Da. Spune-mi, am mâncat deja două croasante, eu până acum am dispărut croasantele. Spune-mi, Roxana, la sală te-ai întors, antrenezi din nou fetele? Mi-am luat doar online, adică stau pe video dimineața și antrenez și merg la sală atunci când este sora mea în București, când nu are delegații și nu e plecată, las pe zi cu ea oră și merg și eu la sală și mă antrenez. Am deja două săptămâni de când merg la sală. Și fetele le antrenez doar online, pentru că mi-e foarte greu să plec de acasă. Nu am cu cine să las ca să plec și atunci îmi iau doar dimineața, când până se trezește el îmi iau fete și dacă se trezește oricum stă cu mine acolo. Și după masa merg, când o las la sora mea, mai merg și la sală, în rest nu. Cum arată o zi din viața voastră acum că sunteți părinți? Că s-au cam schimbat lucrurile, presupun. La mine totul se învârte în jurul celui mic. Ne trezim, îi fac să mănânce, prima dată îl schimb, avem ritualul nostru, el face direct la oliță de la obluni. Ia de aici. Da, felicitări! Da, deci primul lucru când ne trezim, îl pun pe oliță, se spală pe dinți singur. Se spală pe dinți singur? Da, da, este băiat mare, deja este bărbățel. Da, se spală pe dinți, apoi îl schimb, coborăm aici la joacă, este în timp ce se joacă îi pregătesc, da, îi pregătesc eu mâncarea. Apoi iar joacă până pe la 11 ceva când îl scot afară, după ce îl scot afară îl bag la somn. Cât doarme el mai fac și-o treaba prin casă. Uh-huh. Apoi iar se trezește, iar joacă, iar ieșit afară. Tot el așa, este centrul universului, da, tău. Totul se rezolvă. Da, nu avem ce face, că acum e perioada asta în care el a început să meargă de la 11 luni. Dar încă se mai împiedică, că mai cade, mai încearcă să se urce pe tot felul de obiecte de mobilier și atunci trebuie să fim tot timpul cu ochii pe el să nu facă vreo năzbâte, că adică vrea să se lovească, nu? Că așa lăsăm să, după cum observi, lăsăm să-și facă talentul. Dar atât cât nu-i pune în pericol sănătate. Vreau să vă întreb pe amândoi, pentru că amândoi sunteți experți în nutriție, dar și instructor de fitness. Tot umblă pe Instagram vestea că poți să slăbești doar dacă ești în deficit caloric, însă mâncând absolut orice fel de mâncare, atât cât și cea nesănătoasă. Este adevărat sau nu este adevărat? Nu este adevărat. Slăbești, dar nu faci tonus. Da. Deci nu-ți imagina un slăbit frumos, doar un slăbit. Dar nu slăbești. Băi, și gata. Frumos, adică abdomenul în general se face numai în bucătărie și ceva doar din alimentație. Și atunci tu poți să fii un slab, dar poți fi slab, dar abdomenul tău nu va arăta niciodată cu pătrățele. Cel mic se distrează copios. Uitați-vă, mă, la el. Îmi dai și mie? Îmi dai și mie să mănânc? Zic, cum să nu? Ia uite! Da, el hrănește pe toată lumea aici. Da, toată lumea. Mic, dar disciplinat, Zian se asigură ca mama să lase casa lună. Why don't we call it love? Sing it back to me.